Bine v-am regăsit! Primarii, premierul și șeful DSO au discutat și despre o altă variantă, ca în weekend să putem circula după ora 18 doar cu acea declarație pe propria răspundere, ca polițiștii să aibă puteri sporite, vorbim despre polițiștii locali, în așa fel încât atunci când ajung în fața unui club și își dau seama că înăuntru e o petrecere în care se încalcă regulile de distanțare fizică, să poată să închidă pe loc acel club sau să-i suspende activitatea. În acest moment, din cauza legislației, nu pot să fac acest lucru. S-a mai discutat în ședința încheiată în urmă cu aproximativ 50 de minute și despre un lockdown pentru weekend în privința capitalei, însă până în acest moment nu au ajuns la o concluzie comună. Primarii de sectori au spus toți premierului că nu-și doresc în niciun caz ca în viitor să fie un lockdown pentru capitală. Ce pot să vă spun este că la această discuție între primul ministru și primarii din București am încercat să găsim acele măsuri efective, dincolo de partea legislativă de reglementare, care să evite carantinarea București. Și care ar fi acelea? S-a luat o secundă în considerare carantinarea zonală doar a unor sectoare? Nu s-a vorbit în această discuție de carantinare zonală. Încercăm, pe cât posibil, să evităm carantinarea București.